Bună, eu sunt Laura, iar astăzi vom juca un joc foarte drăguț, Would You Rather, se numește el în engleză, dar în română ce alegi între chestia aia sau chestia aia. Am zis pe Instagram să-mi dați variante din care să aleg, foarte mișto lucrurile pe care mi le-ați spus. Începem cu una simplă, ai prefera să mănânci salată de vinete sau salată de roșii? Liberté, egalité, salată de vinete. Bum! Asta am văzut-o pe Instagram, salată de vinete, oricând, la orice oră. Ai prefera să te întorci în trecut pe vremea divelor din anii 20-50 sau să călătorești în viitor? În viitor aș merge, deși cred că mi-ar fi puțin frică, mă sperie puțin, dar 100% în viitor aș merge. Ai prefera o relație perfectă cu un băiat fără cea mai bună prietenă sau cea mai bună prietenă pe viață și o relație de c-c-t? O să mă judecați foarte tare dacă o să zic că aș vrea o relație perfectă și fără prieteni, fără cea mai bună prietenă, pentru că asta aș vrea. Asta e una grea care mă pune puțin în dificultate. Ai prefera să-ți găsești iubirea vieții sau să găsești 10 milioane de dolari? Mi-ar plăcea așa să mă plimb pe stradă să găsesc 10 milioane de dolari, dar... iubirea vieții, na, să zici... nu te mai mișca. Asta e o întrebare foarte bună. Ai prefera să te tunzi ca băieții toată viața sau ai prefera să nu te mai machiezi toată viața? Să mă tun ca băieții, dar să pot să mă machiez. Nu-mi las machiajul! Ai prefera să pierzi tot ce ai acum sau tot ce va urma să ai? Pum! Nu știu ce o să am, de-aia aș prefera să pierd ce am acum și sperând că o să am mai mult sau mai bine sau... I don't know. Ai prefera să placi pe cineva care nu te place sau să te placă cineva pe care nu-l placi? Să mă placă cineva, clar, întotdeauna, la orice oră, să mă placă cineva. Să mă placă și eventual poate să-l plac și eu, nu? Sau... ai prefera să ai un deget în loc de limbă sau limbi în loc de degete? Degete? Cum? Un deget în loc de limbă. M-ar încurca neapărat? Ai prefera să porți lenjeria intimă murdară a cuiva sau să folosești periuța cuiva de dinți? Periuța de dinți? Ia-s, tot timpul, oricând. O le folosesc oricum. Ai mânca același fel de mâncare toată viața sau ai asculta aceeași melodie toată viața? Mâncarea și muzica sunt două lucruri foarte importante pentru mine. Aș asculta aceeași melodie toată viața, fuck it. Mâncarea e mai importantă. Ai prefera să stai pe o insulă cu prietenii fără internet sau ai prefera să ai internet, dar niciun prieten? Internetul ăsta e în toate întrebările, pentru că oricum e important pentru noi, pentru că fără internet nici tu nu te mai uitai acum la mine, deci nu știu, aș prefera să am internet și fără prieteni. Am prieteni, internetul mi-aduce prieteni. Dacă vă abonați, sunteți prietenii mei. Dacă sunteți abonați sau vă abonați, suntem cei mai buni prieteni. Dacă nu, putem să fim. E doar un buton. Țic. Mam, prieteni pe viață! Ce alege între să faci YouTube și să începi o carieră în muzică? Carieră în muzică? Tu ești o infractoare să mă omoare cu zâmbete ca gloanțe. Țintești un punct venerat și blestemat. YouTube! Ai prefera să-ți ștergi toate tatuajele sau să o pui pe mama ta să-și facă exact aceleași tatuaje, să o pun pe mama să-și facă exact aceleași tatuaje? Mama, eu nu-mi șterg nimic, o să fii la fel ca mine. Ai prefera să ai numele pe o stea de la Hollywood sau să faci 1 milion de abonați? Stea la Hollywood, clar. Clar, stea la Hollywood. Astea sunt toate întrebările pe care le am. Ne vedem foarte, foarte curând, vezi? Eu am Laura din 2018, activă pe YouTube, face chestii, YouTuber, ziță, face vlog și de-astea. Dacă mai aveți întrebări, lăsați-le în comentarii și poate facem și partea a doua. Bine! Pa. Știți cum e cu vloggerii? Partea în care filmezi, partea pe care nu o vede nimeni niciodată.